Trandafir de la Moldova te-aș iubi, dar nu știu vorba. Transtrator bis? Ați mai vreo? Hai, domnule, cânti foarte bine. Hai mai zi una. N-am reușit să adun dictocan. Dacă vă mișcați de parcă ați dat diploman. Trandafir de la Moldova are și strot. La matale ai cântat numai 3. Hai mai zâmâna, te rog eu. S-a filmat într-adevăr foarte greu, că filmam în Bărăgan la temperaturi de peste 30 de grade și aveam costumele alea foarte interesante și pentru că nu dădea bine pe cadru, pe dedesubt, mai aveam niște costume negre care erau din material sintetic. Ca atare filmam 10 minute și 25 de minute, ne reveneam după aceea, ne hidratam. Reacția cea mai frumoasă, probabil, la acest film a fost a operatorului Felix Sabrăskauskas, care e lituanian și evident nu înțelegea o iotă românește. Și se apropia de mine după dublă și îmi spunea, Igor, zice, eu nu înțeleg ce spun oamenii ăia, dar râd ca prostul, zicem. Place așa.